Bine, v-am găsit la un nou video pe cei din Zodia Taur. Haideți să facem o etalare pentru luna aprilie să vedem ce vă așteaptă în dragoste și în carieră. Am pus o carte pentru doamne și una pentru domni. Bun, haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Taur în dragoste și în carieră în luna aprilie. Ce așteaptă în luna aprilie pe cei din Zodia Taur în dragoste și în carieră. Se pare că doamnele din Zodia Taur în această perioadă veți, în această lună veți avea destul de mult succes în special pe plan financiar în special pentru cele care ați pierdut un loc de muncă sau vă căutați un nou job cu siguranță veți avea foarte mult succes în această lună, în luna aprilie. Da, cum am spus, foarte mult succes. Bun, voi vorbi prima oară despre doamnele din Zodia Taur. <coughs> Se pare că în luna aprilie, uh, pentru cele care sunteți despărțite de parteneri, sau sunteți despărțite de către de soț, mă scuzați, sunteți despărțite de soț. Sau de partener, pur și simplu ați avut o despărțire, o separare poate din câte văd aici datorită altei femei care s-a băgat în relația dumneavoastră. Dar din câte văd este posibil să fi fost mama lui, sau sora lui, sau de ce nu pur și simplu o relație extraconjugală. Văd că în luna aprilie se produce separarea între ei doi. Femeia aceasta văd că este în altă relație. Da, mai spun că pot fi și părinții acestui bărbat sau rudele, dar în cazul în care este o relație extraconjugală, femeia asta are altă relație, poate să fie chiar căsătorită și văd că decide să se separe de el. Ea a făcut doar un joc, decide să se separe de el iar el revine la dumneavoastră și veți avea un nou început după această separare. Uh, multe dintre voi aveți și copii împreună și veți sta foarte mult să vă gândiți dacă se merită să vă împăcați cu partenerul sau nu, dacă să-i mai dați o șansă, dar să știți că multe dintre voi îi, ve îi veți da o șansă și va fi ceva cu succes pentru un nou început, uh, ceva mai frumos, ceva uh, mai frumos uh, decât a fost chiar și înainte de separare. Uh, multe dintre voi în această lună veți face anumite schimbări de look. Uh, probabil că multe dintre voi veți face schimbări de locuință din câte văd renovări sau vă veți achiziționa o locuință, multe dintre voi vă veți plăti niște datorii pe care le aveați de foarte mult timp uh, pentru locuință sau Pur și simplu pot să-mi apar aceste acte datorită faptului că vreți să achiziționați o locuință. O locuință de vis, ceva la care visați de mult. Bun. Revin la această poveste, veți da o șansă după această separare și vă veți gândi foarte bine la asta și va fi ceva. Oricum, persoana de care v-ați despărțit vă este destinată, este pe soarta dumneavoastră iar faptul că îi veți da o șansă și vă veți împăca va fi o decizie bună pentru că uh, locul dumneavoastră este lângă această persoană lângă acest bărbat și um, practic asta a fost decât o greșeală pe care el a făcut-o și din câte văd femeia asta a lucrat cu niște lucruri necurate și este posibil ca în viitor să mai încerce pe calea aceasta, însă aveți foarte mare grijă să vă luați măsuri în privința asta pentru că văd că vă urăște foarte mult această femeie. Vă urăște foarte mult și este și o femeie foarte toxică, o femeie foarte bolnovicioasă, foarte periculoasă, o femeie care practic vă urăște fără motiv. Nu are motiv să vă urască, o face pentru că are probleme psihice. Și din câte văd o să mai încerce pe viitor să vă strice relația, deci aveți foarte mare grijă, pentru că este păcat. Bun. Pentru cele care iubiți un bărbat însurat. Pentru cele care iubiți un bărbat însurat, văd că dacă ați așteptat să divorțeze sau așteptat să divorțeze și să renunțe la partenera lui stabilă pentru dumneavoastră, văd că este o parteneră bolnăvicioasă, o parteneră toxică, o parteneră care se victimizează foarte mult și face un joc prin asta se folosește de copii ca să-l impresioneze este și foarte posesivă, foarte agresivă foarte suspicioasă este ca un mic de de detectiv care îl urmărește constant și pe el și pe dumneavoastră și uh, văd că are pe cineva în viața ei deja dar cu toate astea <coughs> cu toate astea apelează la lucruri sau apelat, cred că face asta de foarte mult timp, la lucruri necurate ca să-l țină legat pe partenerul ei stabil de ea. Însă văd chiar dacă relația dintre ei doi nu mai funcționează și el are sentimente de dragoste pentru dumneavoastră, um, văd că în această lună este posibil ca el să decide să se despartă de ea definitiv. Uh, și să se mute cu dumneavoastră, să fie cu dumneavoastră, parcă ați avut o ceartă cu el. E posibil ca în momentul de față sau uh, um, să fiți cumva certați sau să fie o distanță între voi datorită acestei femei, dar urmează o împăcare și urmează ca el să ia decizia dacă se desparte de această femeie sau nu. S-ar putea să aibă nevoie un pic de ajutorul dumneavoastră pentru că văd că această femeie se ocupă în continuare cu ce face și el cumva are treziri uh, către dumneavoastră și uh, vede uh, ce sentimente are pentru dumneavoastră și vede cât de frumoasă e relația dintre voi doi și apoi uh, practic uh, îl orbește din nou și nu știe ce să facă. Uh, bun, multe dintre voi uh, va trebui în această perioadă să faceți călătorii. Uh, probabil că o să fie vorba drumuri, mă scuzați, drumuri uh, în ceea ce ține de sănătate, din câte observ. Multe dintre voi aveți probleme de sănătate, multe dintre voi este posibil să aveți um, un partener cu probleme de sănătate care um, necesită îngrijiri, necesită să faceți drumuri pentru el, probabil la spital, sau uh, în, cazul, în cazul în care este internat sau uh, are nevoie de tratament. Uh, însă văd că în această perioadă vă veți ocupa și de sănătatea voastră. Parcă ați, uh, ați neglijat acest aspect foarte mult timp și aveți, niște, aveți, unele dintre voi anumite probleme, dar nu foarte grave, uh, de care vă veți ocupa cu siguranță în această perioadă. Parcă toți ați încercat să o faceți până acum, dar n-ați reușit datorită faptului că ați fost foarte ocupate cu jobul, sau uh, ocupate cu familia, cu copiii și v-ați neglija pe voi. Uh, pentru cele care sunteți uh, singure, pentru cele care sunteți singure în această perioadă, din câte văd, veți avea foarte mare succes, foarte mare succes. Uh, veți cunoaște un bărbat care este un bărbat din câte observ aici uh, ieșit dintr-o relație recent. Uh, o femeie care practic l-a făcut să sufere foarte mult. Este un bărbat foarte bun, este un bărbat foarte sufletist, un bărbat care își dorește o relație stabilă, un bărbat, dacă pot să dau un indiciu înalt, uh, destul de înalt, un bărbat prezentabil, un bărbat uh, slăbuț, un bărbat care este cam suspicios în ceea ce privește o nouă relație, nu prea este încrezător în ori și cine. Va trebui să lucrați mult la chestia asta cu el. Uh, un bărbat sufletist, iubitor, care va apărea în viața dumneavoastră în această perioadă pentru cele singure, și veți in... cred că vă veți cunoaște într-un loc public, într-un loc public sau de ce nu pentru multe dintre voi, uh, poate într-o călătorie sau prin cunoștințe. În orice caz, uh, veți fi foarte încântate de acest bărbat pentru că chiar veți găsi foarte multe lucruri în comun pentru că văd că și pentru cele singure există o despărțire care a avut loc poate într-un trecut mai îndepărtat sau apropiat în care, cu o persoană care v-a marcat pur și simplu. E posibil ca multe dintre voi să fi locuit împreună. Însă văd că acest bărbat regretă faptul că s-a despărțit de noastră, dar sfatul meu ar fi să nu îi mai dați voie să mai intre în viața voastră și să încercați să vă vedeți mai departe de persoana pe care o veți cunoaște. Bun. Pentru bărbații din Zodia Taur, pentru bărbații din Zodia Taur se pare că în această perioadă cei care sunteți căsătoriți și ați făcut o alegere care ați fost căsătoriți și ați ales să vă despărțiți și ați făcut o alegere proastă, ca să spun așa, <cătă> să vă lăsați partenera stabilă pentru o relație extraconjugală care văd din câte observ va, va, orbit pur și simplu cu farmece ca să nu mai vedeți realitatea o femeie care este implicată în altă relație poate să fie chiar căsătorită și ea la ei o femeie hoață care a profitat de finanțele voastre sau pur și simplu s-a folosit de dumneavoastră Um, văd că relația cu această femeie se va termina, ea va pleca din viața dumneavoastră uh, și veți încerca să vă împăcați cu soția. Um, văd că ea va fi foarte încântată de această decizie, însă uh, va sta foarte bine să se gândească, adică nu știu, va fi încântată, dar va fi cumva precaută. Uh, nu va ști dacă nu veți repeta această greșeală, ca să spun așa. Um, mulți dintre voi, parcă în această perioadă, ori sunteți plecați în afară cu munca sau poate în altă localitate și vă întoarceți acasă um, cu beneficii financiare, ori mulți dintre voi va trebui să plecați pentru un, nou, pentru un job afară pentru că aveți datorii și aveți lucruri de achitat și o situație grea acasă și va trebui să faceți uh, chestia asta. Uh, pentru cei care sunteți uh, singuri, pentru cei care sunteți singuri în această perioadă, se pare că ați avut, o voi care sunteți singuri, ați avut o povară, ca să spun așa, o relație foarte complicată care a durat de foarte mult a durat foarte mult timp o relație care v-a făcut să suferiți foarte mult. O femeie care a fost extraordinar de, ca să spun așa, posesivă, extraordinar de cicălitoare, de uh, insistentă, de nu știu ce descriere să-i fac, pentru că cumva v-a traumatizat, v-a înșelat, v-a traumatizat, v-a făcut viața un calvar. Uh, ați tot stat în relația asta vicioasă, ca să spun așa, și toxică și ați tot sperat că ea se schimbă, însă din câte văd aici nu se schimbă și nici nu s-ar fi schimbat. Uh, Nu-i mai da șansa să vă facă să suferiți, văd că ați decis să vă despărțiți dacă nu în aprilie puneți capăt acestei situații. Veți trece printr-o tranziție, printr-o suferință, o depresie, uh, însă este cea mai bună alegere pe care puteți să o faceți. Pentru că văd că în luna aprilie veți cunoaște pe cineva, veți cunoaște o femeie, o femeie de succes, o femeie frumoasă, o femeie care poate lucra în cadrul medical chiar sau poate într-un domeniu uh, de genul acesta. O femeie care își dorește o relație stabilă, e posibil să aibă un copil dintr-o relație anterioară sau, uh, da, să aibă un copil dintr-o relație anterioară, dar asta nu o să vă deranjeze. Cu care veți începe o relație nouă, cineva care vă va înțelege perfect prin ceea ce treceți și va ști să aibă o comunicare cu noastră foarte bună, o femeie care vă va face să uitați de trecut, dar să aveți foarte mare grijă să nu vă mai întoarceți în trecut, pentru că atâta timp cât îi lăsați ușa deschisă acestei femei rele din trecut noastră, nu o să facă decât să revină să vă facă rău și o să plece. Bun. În situația financiară, situația financiară la voi în această perioadă se pare că după niște probleme pe care le-ați avut, se va îmbunătăți foarte mult. Mulți dintre voi vă veți găsi un nou job. <coughs> Cred că mulți dintre voi vă veți găsi un job în ce ține de um, transporturi, probabil uh, nu știu, taxi, ceva pe tir, mi-arată ceva de direcție, deci ține de mașină. În domeniul acesta, mulți dintre voi deja aveți un job de genul acesta și faceți foarte multe drumuri, iar mulți dintre voi, probabil că, chiar dacă sunteți în domeniul ăsta, veți găsi tot în domeniul ăsta ceva mai bun, cu mai multe beneficii financiare, care vă va satisface foarte mult. Aveți puțină grijă la sănătatea dumneavoastră um, emoțională și, de ce nu, și intimă pentru bărbații din Zodia Taur. Uh, mulți dintre voi care vă regăsiți în lucrul ăsta, aveți puțină grijă. S-ar putea ca mulți dintre voi să aveți nevoie de un tratament în, uh, pentru acest aspect, pentru această afecțiune. Bun, cam asta a fost pentru zodia Taur, pentru luna aprilie, în dragoste și în carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.